venerabilul telescop spațial Hubble a observat cum Marea Pată Roșie a lui Jupiter oscilează la fiecare 90 de zile. Motivul pentru care acest anticiclon uriaș, care s-a micșorat de-a lungul deceniilor și măsoară în prezent aproximativ 14.750 de kilometri în diametru, se comportă într-un astfel de mod, este un mister. Cu rezoluția înaltă a Hubble, putem spune că GRS se strânge cu siguranță înăuntru și în afară în același timp, în timp ce se mișcă mai repede și mai încet, a declarat Amy Simon de la centrul Goddard Space Flight al NASA din Maryland. Acest lucru a fost foarte neașteptat, iar în prezent nu există explicații. Astronomii conduși de Simon au folosit Hubble pentru a observa Marea Pată Roșie timp de 88,5 zile între decembrie 2023 și martie 2024. Un timelapse al imaginilor surprinse în această perioadă arată că Marea Pată se extinde și se micșorează periodic. Situată la 22 de grade sud de ecuatorul lui Jupiter, la marginea centurii ecuatoriale sudice a atmosferei joviene, Marea Pată Roșie este lovită de sus și de jos de jeturi puternice care se învârt în jurul planetei gigant. Fluxurile de jet împiedică vârtejul uriaș să se deplaseze la alte latitudini, deși se observă că acesta se deplasează spre vest în raport cu restul atmosferei. Această derivă nu este constantă, dar s-a măsurat accelerarea și decelerarea pe parcursul unei oscilații de aproximativ 90 de zile. Aparent legată de această oscilație de aproximativ 90 de zile în deriva sa spre vest, este comprimarea formei observate de telescopul Hubble. Gradul de comprimare pare să fie în anticorelație cu viteza cu care Marea Pată Roșie este în derivă. În timpul perioadelor în care deriva a încetinit, lățimea vortexului și dimensiunea miezului său sunt maxime. De asemenea, miezul strălucește mai mult în lumina ultravioletă atunci când este mai mare, ceea ce indică o absorpție mai redusă a ceții în atmosfera de deasupra. Atunci când deriva se accelerează, lățimea și dimensiunea nucleului său se contractă. Acesta poate fi rezultatul interacțiunii dintre Marea Pată Roșie și atmosfera înconjurătoare atunci când viteza de deplasare accelerează.